pentru Bosnia. Luxemburg, Belarus, gazdele marchează și o să vă spun imediat despre Luxemburg câteva lucruri interesante. În primul și în primul rând, Luxemburg, prietene, a marcat recent într-un amical pe care l-a disputat în această vară contra Albaniei numai puțin de 2 goluri. Iar în partidele oficiale, zic eu că s-a descurcat foarte bine când a jucat cu Franța și Olanda. A pierdut, e adevărat, pe teren propriu cu scorul de 3-1, însă, iată, a marcat atât împotriva Franței cât și împotriva Olandei. Mă gândesc dacă am fi jucat noi cu Franța și cu Olanda 2 meciuri acasă, dacă am fi marcat în amândouă. Oricum, Luxemburg a făcut-o, noi mizăm, gazdele marchează la o cotă de 2, zic eu, cu Belarus. Orice este posibil, cu atât mai mult cu cât Belarus nu traversează, să spun, punem un moment chiar glorios în momentul de față. În grupa A, penultima, doar 5 puncte acumulate până acum și peste 2 goluri, peste 1,5 goluri, adică minimum 2 goluri în acest meci, la o cotă de 1,45, iarăși un pariu de luat în seamă. Mergem și la Ungaria-Letonia, 2-4 goluri în meci, la o cotă de 1,50. În grupa B sunt Ungaria și Letonia. Ungaria este pe locul 3 în momentul de față, nu prea mai are șanse la calificare decât matematic, însă evident nu se va califica, nu va prinde nici barajul, are doar 7 puncte în acest moment. Elveția, liderul, are 18 puncte, iar Portugalia 15. Distanță mare față de unguri și evident un meci care se joacă cam degeaba, însă Letonia este ultima în clasamentul grupei B, doar 3 puncte acumulate până acum și probabil ungurii ar putea forța o victorie aici. Noi mizăm pe goluri, 2-4 goluri în meci, poate marchează ambele, vom vedea. Elveția, liderul grupei, întâlnește Andorra. Andorra care până în momentul de față are o medie de 2 goluri primite pe meci. În 6 partide a primit 13 goluri, nu foarte multe așadar, 2 goluri și foarte puțin. Noi mizăm pe sub 5,5 goluri meci la o cotă de 1,42. Știm foarte bine că andorienii, dacă își propun să se apere, sunt destul de temerari și mai ales extrem de duri. Belgia joacă cu Gibraltar pe teren propriu, un meci pe care belgenii l-au în mână, fără discuție. Gibraltar, ultima clasată, n-a reușit să scoată niciun punct până acum, mai mult de atât, a primit numai puțin de 24 de goluri în cele 6 partide disputate. Mizăm pe gol în primele 15 minute la o cotă de 1,44. Poate belgenii vor reuși să deschidă rapid scorul și pariul să fie câștigător. Evident, putem miza și pe diferite handicapuri. Rămâne la alegerea dumneavoastră cât de mult veți alege să riscați în această partidă. Și mai avem un Grecia-Estonia, prieteni, în grupa H suntem, acolo unde Grecia ocupă locul 2 în momentul de față, iar Estonia este pe locul 5. Estonia a acumulat doar 4 puncte, evident a ieșit din cărțile calificării, în vreme ce Grecia se luptă cu Belgia. Se luptă, e un pic impropriu spus, se luptă mai degrabă să păstreze locul 2 în fața Bosniei-Herțegovina. Belgia are 16 puncte, Grecia 12 și Bosnia-Herțegovina 11. Ne gândim că formația gazdă ar trebui să câștige această partidă, probabil într-un meci cu goluri, pentru că în cazul în care se va ajunge la departajare pentru echipele când se va ajunge, nu în cazul, când se va ajunge la departajare pentru echipele clasate pe locul 2, ne aducem aminte, sunt 9 grupe, doar 8 dintre echipele clasate pe locul 2 în cele 9 grupe merg la baraj. Și golaverajul este primul, după egalitatea de puncte, în caz de egalitate de puncte, este cel care face diferența, probabil. Fiecare formație, atunci când joacă cu una mai slabă, va încerca să marcheze cât mai multe goluri, ceea ce dorim și României, pentru că și România este oarecum în aceeași situație. Asta, evident, în ideea în care va reuși să prindă poziția secundă în grupă. Prieteni,
în afara zonei Europei se mai dispută o serie de meciuri interesante și în celelalte zone geografice și o să mergem acum în America de Sud, acolo unde Brazilia a reușit deja să se califice. Vedem pe micul ecran partidele programate în zilele următoare. Foarte interesantă este acest Uruguay-Argentina, o întâlnire nemaipomenit de tare. Argentina, după cum știm, e într-o situație nu foarte simplă în momentul de față, dar ne-am obișnuit ca întotdeauna în preliminarele astea sud-americane să avem câte o echipă importantă, fie că e Argentina, fie că e Brazilia, care se califică un pic mai greu. Cred eu că nu va rata calificarea Argentina, ar fi chiar culmea. Meciul se joacă în noaptea de mâine spre poimine, așadar nu în această noapte, ci în următoarea. Însă, începem cu Peru-Bolivia, o partidă care contează mai puțin. Peru este pe locul 7, iar Bolivia este pe locul 9 din 10. Se califică primele 4 direct, iar locul 5, care e ocupat de Argentina în momentul de față, merge la barajul pentru calificare. Bine, Peru favorită certă în această partidă. Vreau să vă spun că în actualele preliminarii doar Brazilia a câștigat în Peru. Altfel, Argentina a făcut egal, iar o serie de alte echipe au pierdut deplasarea în această țară. Peru favorită în fața Boliviei. Bolivia bună doar la Paz, acolo unde știm joacă la altitudine. 1 soliz la 1.40, un pariu bun. Vom discuta și despre Brazilia-Ecuador, însă, înainte de a vorbi despre acest meci, dați-mi voie să vă spun că pagina noastră de Facebook vă stă la dispoziție. Dacă aveți mesaje, le aștept cu drag acolo și le voi citi în mod evident pe parcursul emisiunii. Brazilia-Ecuador, Brazilia e calificată, dar am văzut că și-a convocat vedetele, probabil va profita de ocazie pentru a face spectacol. Gol în ambele reprize, 1.58, un pariu care ne dă, iată, o cotă bună, zic eu, pentru cât de simplu este. Uruguay-Argentina, 2 fără remiză, adică Argentina nu pierde, dar dacă cumva rezultatul e de egalitate, primim banii înapoi. Și vreau să vă spun că Uruguay traversează o perioadă extrem de proastă. E adevărat, ultimele două meciuri au fost amicale, dar le-a pierdut și pe alea. A pierdut cu Italia 3-0, a pierdut cu Irlanda 3-1 și apoi vorbim de meciurile oficiale din actuala campanie de calificare. Uruguay a mers în Peru, a pierdut cu 2-1, a primit vizita Braziliei, a pierdut cu 4-1 pe teren propriu și de asemenea a pierdut în Chile cu 3-1. Se întâmplă ceva cu Uruguayul, probabil Argentina ar putea câștiga această partidă. Chile primește vizita celor din Paraguay. Chile ocupă locul 4 în momentul ăsta, are un punct mai mult decât Argentina. Evident, va forța un rezultat bun. Paraguay doar locul 8, probabil nu va prinde turneul final. Și mai avem un Venezuela-Columbia. Iată, Columbia, clasată pe locul 2 în grupă în acest moment, după Brazilia, merge pe terenul ultimei clasate, Venezuela, care în 14 partide a obținut doar 6 puncte. Bun. Mai avem ceva meciuri în Asia. După cum știm, în Asia sunt două grupe. În grupa B avem un Japonia-Australia, 1X și 2+. Japonezii conduc în această grupă, 17 puncte, urmați de Arabia Saudită, care are un meci mai puțin, a pierdut ieri cu Emiratele Arabe Unite, și Australia, locul 3, 16 puncte. Din fiecare grupă, A și B, se califică direct primele două clasate, iar locul 3 merge la baraj. Așadar, Japonia întâlnește ocupanta locului 1, întâlnește ocupanta locului 3. Australia, noi mizăm pe 1 și ceva goluri în meci, o cotă de 1.60. Corea de Sud, Iran, suntem în grupa A în acest moment, adică în cealaltă grupă. Corea de Sud locul 2 în momentul de față, Iranul locul 1, este un meci, un derby să spunem, dar atenție, un derby la care nu ne așteptăm să vedem prea multe goluri. E bine, Iranul e o echipă absolut fabuloasă în această campanie de calificare. De ce? Pentru că este pe locul 1 în grupa A, are numai puțin de 20 de puncte, însă atenție, câte goluri credeți că a marcat? 8
goluri în 8 partide, nu a primit niciunul și iată este lider autoritar în această grupă. Locul 2, Coreea de Sud, are doar 13 puncte, așadar 7 puncte mai puțin. Bun, și vedem cele două ponturi, sub 2,5 goluri și sub un gol în prima repriză. Dacă asiatica, asta înseamnă că dacă se marchează un gol fix, primim banii înapoi. Siria-Qatar în aceeași grupă A. Siria este locul 4, Qatar este locul 5. Două echipe care încă, teoretic, ar mai putea, mai ales Siria, ar putea să spere să mai prindă locul de baraj. 1 fără remiză, așadar mizăm pe Siria. Și Thailanda-Irak în cealaltă grupă, peste două goluri cu handicap asiatic. Thailanda ultima clasată, în vreme ce irachienii sunt penultimii. Thailand are 2 puncte, Irakul are 5 puncte, evident două echipe care sunt ieșite din calcule. Mergem mai departe, prieteni, și vorbim despre cotele bombă ale emisiunii. Și pentru că ne-am obișnuit să încercăm și câteva cote mari, atenție, cuvântul cheie este încercăm, nu știm dacă vor ieși, tocmai de aia sunt cote bombă, vă propunem următoarele variante. Franța-Olanda 2-1, 3-1 sau 4-1, scor corect, iată la Winmasters avem această posibilitate să pariem pe scor corect multiplu, 3-60. Belgia-Gibraltar, scor corect 7-0, evident o încercare așa foarte curajoasă, și Uruguay-Argentina, gazdele să deschidă scorul și să avem un X la final, adică remiză la final, 6-55. Cote foarte, foarte bune, dar ați văzut cât de riscante sunt. Mergem și la pariurile la cerere. Winmasters ne oferă posibilitatea să facem noi singuri pariurile, iar ei să ne ofere cote pentru variantele propuse de noi. Haideți să vedem care e materialul pentru ziua de azi. Le-am propus celor de la Winmasters două variante. România să facă 10 sau mai multe puncte în ultimele 4 meciuri din preliminarii, așadar sunt 4 meciuri, ori 3 puncte, 12 puncte maxim. România să facă 10 sau mai multe, cota 10. Evident, șanse mici ca acest lucru se întâmple, și Daum să fie concediat până pe 1 noiembrie și înlocuit de Cosmin Contra, o cotă de 5. O cotă, iată, mult mai mică decât prima, semn că sunt șanse mult mai mari ca acest eveniment să se întâmple. Pentru mâine le-am propus celor de la Winmaster și o să așteptăm răspunsul lor, pentru că sunt foarte curios să vedem ce cotă ne oferă pentru această variantă de pariere. România-Armenia 2-0 oricând în meci și românii să aibă un penalti. Ceea ce n-ar fi exclus, având în vedere că jucăm contra unei formații împotriva căreia am deschis scorul din lovitură de la 11 metri și ultimele speranțe ale noastre se îndreaptă spre zeița Fortuna, să spunem așa. Așadar, ne gândim la tot ce ne poate ajuta râul Ramur și mergem mai departe, prieteni, către ultima rubrică a emisiunii, ponturile din alte sporturi. Avem ceva basket pentru mâine. Franța-Finlanda sub 74,5 puncte pentru Franța la o cotă de 1,80. Colegii mei specialiști în basket mi-au propus aceste ponturi. Grecia-Islanda peste 83,5 puncte pentru Grecia la o cotă de 1,86 și probabil un pariu cu șanse mai mari de reușită. Georgia să nu pierdă la mai mult de 10 puncte întâlnirea cu Lituania la o cotă de 1,45. Pe tabloul feminin din ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, avem câteva partide interesante. Le-am selecționat pe cele care ni s-au părut că ar avea șanse mai mari de reușită. Ostapenko-Cârstea să ia set, asta înseamnă 2 cu handicap plus 1,5 seturi, 1,55. Sevastova-Kozlova 1 la o cotă de 1,30 și Krunic cu Tomljanović 2 la o cotă mare, curajoasă, 2,50. E bine, în ultimul meci al emisiunii avem perechea Wang contra perechii Stevens-Townsend, 2 soliți la o cotă de 1,30 și